Bună ziua, dragi berbeci, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare pentru zodia voastră, pentru luna martie de data aceasta. Iată că am ajuns și la luna a treia a anului 2022. Da, și-au căzut două mesaje pentru tine de la, îngerași, de la îngerașii noștri. Se pare pentru berbec luna martie. Arhanghelul Uriel îți spune, emoțiile ți se vindecă, permițându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Wow, cât de frumos! Uh, Arhanghelul Uriel vine în viața noastră de câte ori îl chemăm, de câte ori avem nevoie de ajutor. El este un uh, întreajutător foarte grabnic. Uh, este foarte important că, iată, în acest mesaj, dragă Berbec, Arhanghelul Uriel vine să te anunțe că te poți deschide spre o iubire mai înaltă, spre ceva mult mai prețios decât iubirile pe care le trăim aici, pe pământ, care sunt atât de efemere. Vei face acest lucru, dragă Berbec, numai dacă vei, înl vei înlătura tot. Tot balastul de sentimente negative din inima ta, cum ar fi neiertarea sau uh, mânia. Uh, odată curățate aceste sentimente din sufletul tău, uh, te vei putea deschide foarte ușor spre iubirea divină, care va veni cu noi daruri pentru tine. Mulțumim Arhanghelului Uriel. Și al doilea îngeraș este Acașa, care îți spune: este, Ești un învățător spiritual. Ai capacitatea de a-i sfătui pe alții și de a-i ajuta să-și conștientizeze darurile spirituale și misiunea lor divină în această viață. Wow, este un mesaj foarte frumos! Să fii învățător spiritual nu este o misiune divină foarte ușoară. Este ca și cum ai fi un profesor. Un profesor de genul lui uh, Isus, cum ne, cum ne învăța el uh, predicând. Uh, cam așa este și să fii uh, învățător spiritual. Uh, așa se pare că ești tu, dragă Berbecule. În această lună martie, mai ales, uh, se pare că ai capacitatea de a-i sfătui pe ceilalți și de a-i ajuta să-și conștientizeze ce. Uh, darurile spirituale și mai ales misiunile lor uh, în această viață. Uh, este un rol foarte important pe care, care ți se dă în această lună, dragă Berbec, uh, și sunt convinsă că vei face față cu Brio. Mulțumim îngerașilor! Uh, să vedem Love Oracle... Uh, oracolul dragostei, ce are de spus pentru tine? Deja a căzut o primă carte pentru luna februarie, uh, pentru luna martie, scuze. Luna martie. Și mai extragem două cărți. Una, două. Da. Prima carte este uh, palmier, uh, stabilitate, securitate, permanență, creștere, anduranță, flexibilitate. Uh, da, este un mesaj uh, foarte frumos pentru tine, dragă Berbec, se pare că ești uh, asemenea unui copac. Uh, iată aici este dat ca exemplu palmierul. Uh, Ești asemenea unui copai, copac, ai stabilitatea lui, uh, ai capacitatea lui de a înțelege, pentru că să știți că uh, vegetația din jurul nostru, uh, ca și animăluțele, au inteligența lor proprie. Uh, și uh, iată, ai uh, sentimentul de permanență și de creștere, pe care un, compa un copac le uh, are. Uh, creștem în fiecare zi, este adevărat, cu fiecare uh, pas pe care îl facem în uh, evoluția noastră, cu fiecare experiență pe care o parcurgem, uh, învățăm și creștem, la nivel interior mai ales. Al doilea mesaj din partea oracolului dragostei este uh, date, întâlnire. Te întâlnești cu cineva nou um, sau planificări, planifici uh, o întâlnire cu cineva. Uh, da, este din nou un mesaj foarte important pentru tine, dragă Berbec. Poate că nu te așteptai, poate că este încă prea uh, repede, poate că încă primăvara uh, nu a venit atât uh, de uh, rapid, uh, dar iată că uh, oamenii își doresc să se întâlnească, oamenii își doresc să converseze, să se cunoască mai bine, uh, așa încât uh, și tu vei face parte din uh, această categorie în această perioadă frumoasă de martie, a noului an 2022. Deschideți ți inima să primești și să cunoști oamenii noi pentru că aceștia vin cu o nouă energie și cu un nou sprijin în viața ta. Și ultima carte din oracolul dragostei este Fluturele. O relație evoluând spre următoarea fază Uh, îți uh, vindeci copilul interior, crești. Uh, da, este foarte frumoasă cartea, iar pentru cei uh, dintre voi care sunteți deja plasați într-o relație, uh, se pare că uh, sunteți uh, uh, mai hotărâți ca oricând să vă mutați spre următoarea uh, etapă din. Uh, Ace din creșterea acestei relații. În acest sens, poate că unii dintre voi hotărâți în sfârșit să vă mutați împreună sau poate că unii dintre voi hotărâți să faceți, să concepeți un copilaș. De ce nu? Poate că unii dintre voi hotără să se căsătorească. Da. fiecare, în funcție de doleanțele și de aspirațiile pe care le au la acest moment și de comun acord. Mulțumim oracolului dragostei pentru berbec, foarte frumos. Să vedem acum cărțile de tarot pentru luna februarie, martie 2022. Am rămas axată în luna februarie. Da. Avem aici o carte care cade din pachet pentru tine, dragă Berbec, Moartea. Este clar că ai de a face cu depășirea unui, unei etape în viața ta, cu lași să plece din viața ta un episod, pui linie și mergi mai departe. Se pare că are loc aici o renaștere exact ca și luna martie când renasc toate la viață sau când sunt măcar pe punctul de a renaște din înghețul care tocmai a trecut. Așa și tu, dragă Berbec, ești pe cale de a renaște și te muți într-o nouă etapă a vieții tale, mult mai încrezător, mult mai plin de viață, ești foarte energic în această perioadă așa încât să nu te mire că ești dornic de schimbări. Mulțumim acestei cărți. Să vedem, voi extrage 12 cărți din pachet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 La baza pachetului pentru tine se află Justiția din Arcana majoră, dragă Berbec. Se pare că în această perioadă martie se va face mare dreptate pentru tine, indiferent că aștepți niște acte rezolvabile pe calea justiției indiferent că le aștepți sau că nu aștepți așa ceva, poate aștepți o rezolvare a unei situații din viața ta, pur și simplu. Iată că aceasta vine să se rezolve favorabil pentru tine și vei fi foarte încântat de acest lucru. Pentru alții dintre voi, este foarte posibil să trebuiască să întocmiți niște acte în legătură cu Vânzarea unei locuințe sau a unui teren. Pentru alții vor cumpăra așa ceva și, din nou, va trebui să facă rost de aceste acte, dar totul este favorabil, totul se va îndeplini extrem de repede în această perioadă, pentru că stelele sunt favorabile pentru unii dintre voi de asemenea este foarte posibil să vă găsiți un loc de muncă într-un domeniu al justiției. Așa încât puneți punctul pe i și mergeți mai departe pe această cale pentru că este spre binele vostru suprem. Mulțumim pachetului. Să vedem cele 12 cărți. Avem așa un 6 de săbi, 2 de cupe, împărăteasa, turnul, îndrăgostiții, 10 de săbii, 7 de săbi, 3 de, de pentagrame, regele de cupe, 8 de săbi, 9 de săbii și 2 de pentagrame, 2 de pentagrame. Din arcana major avem așa, împărăteasa, turnul și îndrăgostiții trei cărți extrem de importante din arcana majoră, împărăteasa. Iată te arată pe tine, dragă Berbec, într o ipostază extrem de favorabilă în această lună. Te bucuri, ești într un huzur de plin. Ești precum această împărăteasă care se bucură pe tronul ei, înconjurată de o abundență luxuriantă. De asemenea, ea este și într-o ipostază uh, care îi vădește fericirea pe față pentru că se, uh, se află însărcinată. De aceea, pentru unii sau unele dintre voi, dragi berbeci, se poate ca în această perioadă să fi conceput un copilaș, să așteptați un nou sufletel să se întrupeze în viața voastră, ce poate fi mai frumos decât așa ceva, poate că vă doreați asta de ceva timp, iată că în sfârșit ați reușit. Da, oricum ar fi, sunteți într-o perioadă în care vă bucurați de abundență materială, vă bucurați de orice mic lucru din viața aceasta, vă faceți chiar și o mic, câte o mică plăcere, puteți merge la coafor, vă faceți un masaj, vă faceți o baie cu săruri, minerale, tot felul, astfel încât să vă bucurați și trupul. Și pentru a mai câștiga puțin în stima de sine, de ce nu? Turnul. Uh, turnul vine cu, la pachet întotdeauna cu o mare uh, schimbare în viața voastră. Uh, da, uh, este posibil uh, ca să veniți tocmai dintr-o perioadă a vieții voastre în care nu totul a fost uh, roz. Este posibil să fi suferit anumite decepții, anumite suferințe, să fi avut anumite suferințe în viața voastră, dar iată, ați ieșit din ele, le-ați învins și acum este cazul să vă vindecați. Treceți printr-o mare transformare, o nouă abordare a lucrurilor, o nouă viziune asupra lucrurilor. Uh, și aceasta este practic criza de vindecare prin care, prin care treceți uh, voi în acest moment. Uh, este o criză de vindecare care era, era necesar să se întâmple uh, pentru ca voi să vă mutați într-o altă nouă etapă a vieții voastre, uh, mult mai încrezător și plin de viață. Uh, cartea îndrăgostiții, iată, dragă berbeci, Vine la unison cu uh, luna martie, această primă lună a renașterii, a primăverii în viețile noastre. Uh, vine să anunțe o perioadă în care se pare că nu sunteți singuri deloc, uh, sunteți în cuplu și sunteți frumoși, așa. Uh, aveți un partener, o parteneră care vă umple inima de iubire. Sunteți capabili să dăruiți și să primiți iubire în această perioadă mai mult ca oricând, pentru că se pare că această persoană care se află în viața voastră merită, după cum vedeam și cărțile Oracolului Dragostei, anunțau întâlniri de genul acesta, platonice, amoroase. Deci, este clar că este o lună a iubirii pentru voi. O lună în care celebrați viața, dragostea și tot ce este mai bun pentru voi în acest sens. Regele de Cupe, iată, este cel care vine să anunțe în viața voastră o etapă de stabilitate emoțională. Este posibil să vină la voi și cu o ofertă acest rege de cupe. Este o persoană între două vârste în viața voastră. Este posibil să vină fie cu o ofertă, fie cu un sfat de bun augur care menit să vă ajute în această perioadă. Un sfat de suflet care vă va umple inima de bucurie. Pe de altă parte, aceast, acest personaj poate fi partenerul vostru care vine cu o nouă ofertă. De ce nu? Poate că vă invită pur și simplu la cină, să zicem. Da, foarte frumos. Optul de săbii și zecele de săbii Iată, sunt două cărți care vin să aspecteze o perioadă, perioada de suferință prin care tocmai ați trecut de peste iarnă, să zicem așa, din toamnă spre iarnă. A fost o perioadă plină de încercări pentru voi, în care aproape că ați avut un blocaj, un blocaj care nu v-a lăsat să mergeți înainte. Iată aici cum stă această femeie legată și la, și la ochi și la mâini. Ea nu poate nici vedea, nici mișca mâinile. Cam așa ați fost ținută și ținut și dumneavoastră în această perioadă. Nu ați putut vedea în jurul vostru din cauza grijilor, din cauza problemelor pe care le-ați avut este probabil, foarte probabil ca cineva să vă fi trădat, iată zecele de săbii, sau să vă fi înjunghiat în spate, cum s-ar numi. Este foarte important în acest caz să puteți lăsa în urmă aceste dureri, aceste suferințe și aceste persoane care, iată, v-au rănit pentru a putea vindeca rănile rămase pentru a le putea cicatriza și vindeca și a merge mai departe spre următoarea etapă a vieții voastre. Doiul de cupe nu mai este nevoie, aproape că nu mai este nevoie să spunem, este vorba de acel parteneriat în iubire pe care tocmai îl trăiți în acest moment, în această lună ferică, martie din 2022 este un parteneriat cu un suflet pereche, așadar fie că acest parteneriat domnește de ceva vreme, de câțiva ani, fie că el este mai nou, este un parteneriat care vă încurajează, vă îndeamnă să mergeți înainte, indiferent ce s-ar întâmpla în viața voastră, vă ajută, vă sprijină și vă dă poftă de viață. Treiul de pentagrame este din nou o carte a parteneriatelor, a asocierilor, fie că aveți un business sau un job în care lucrați alături de uh, alți uh, oameni care, cu care aveți împărtășiți aceleași convingeri, aceleași păreri. Uh, da, acești oameni de lângă voi merită toată atenția și sprijinul dumneavoastră pentru că și ei sunt la rândul lor la fel cu dumneavoastră. Vă ajută în orice împrejurare. Prin urmare, aspectul parteneriatelor în viața voastră în luna martie este la înălțime. Avem aici un 7 de săbi și un 9 de săbi de spade. Cărți care vorbesc de o perioadă în care nu prea ați avut somn, nu prea ați avut odihnă din partea, din cauza grijilor, a supărărilor pe care le-ați trăit. Aceste griji v-au fr frământat, nu v-au lăsat să dormiți noaptea, dar este foarte important ca voi să vă, să vă mișcați mai departe pe calea vieții voastre, indiferent cum ar fi fost nopțile voastre până nu de demult este foarte important să vă clarificați oarecum gândurile și să vă găsiți acea stare de echilibru în viața voastră, să vă restabiliți. Echilibrul poate fi restabilit destul de simplu. prin Încercați cu unele afirmații în viața voastră, pur și simplu puteți face afirmații pozitive zilnic câte 15 minute să vedeți cum se schimbă lucrurile în viața voastră. Iată aici avem și un șase de săbi în care acest om vâslește, uh, se vede spre ape mai din pezi în viața lui. Așa sunteți și voi, dragii noștri berbeci, în această lună martie. Se pare că vă mișcați dinspre apele tulburi care v-au uh, uh, care v-au tulburat viața, uh, vă mișcați spre zona mult mai uh, liniștită, a vieții, pe care sperați să o vedeți cât mai curând, și pentru voi, și așa va fi. Da, aveți parte de dragoste, aveți parte de abundență, iată cartea împărătesei. Prin urmare, chiar dacă ați suferit foarte mult, nu aveți de ce să vă faceți griji, pentru că toate lucrurile se rezolvă de la sine. Trebuie doar să aveți puțină răbdare și totul va intra pe făgașul său normal. Să vedem acum cărțile răspunsurile îngerilor pentru tine dragă berbec, pentru luna martie. Răspunsurile îngerilor. Iată avem aici un răspuns al îngerilor pentru tine, Trust ai încredere. Ai încredere că totul se poate rezolva și pentru tine. Da? Este un mesaj foarte frumos care vine din partea îngerașilor pentru tine, dragă Berbec. Ce-ți mai pot spune decât să ai mult curaj pentru că ai nevoie de el, să traversezi toată această etapă frumoasă din viața ta, pentru că lucrurile se vor rezolva și se vor aranja foarte frumos și pentru tine. Îți mulțumesc pentru această vizionare, dragă Berbec, și te invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!